Da, este adevărat. Mi s-a cerut la pauză să-l scot pe Nicoli, să-l bat pe Mihai Coste. Și nu am fost de acord, am continuat cu Nicolici și practic Nicolici a adus calificarea. Și v-a spus ceva după? Păi mai mult că nu te cheamă la să bea șampanie la, să, după 6 ani de zile când ne-am calificat și a chemat numai echipa și pe staff, stafful tehnic a fost chemat, m-a supărat de atât. Și faptul că după aia, după meci, am fost în centrul Bucureștiului la Intercontinental, unde era full pe acolo de numai de, și eu știu unde am aniversat practic acest eveniment, nu a participat. Deci era clar că a fost supărat, se vedea clar că a fost supărat. Dar asta este, eu mi-am făcut treaba așa cum știu să o fac și la momentul acela continuam să o fac și am reușit. Alina, nemulțumirea asta venită dinspre patron, ceea ce vedeați la televizor, bucuria suportă, putea să aline durerea asta că simțească numai în lângă noastră? Sigur, dar pentru că și atunci când m-am dus dimineața, când am decis să plec, chiar suporterii, cei din galerie au venit la mine și că merg cu mine și că nu mă lasă să plec. Și am spus nu, pentru că erau alte lucruri care le știam și era greu de oprit. Și ca dovadă că ce s-a întâmplat, am avut dreptate după aia.